Nu? Da, păi așa se prezenta, scriitor, pamfletar. Radu, discuția asta despre limitele pamfletului a început în momentul în care a apărut pamfletul ca specie literară. Da. Adică părerile sunt împărțite. Ce e pamflet și ce nu e pamflet? Unde e insultă, unde e ironie dură? E o interpretare, nu știu, subiectivă a conceptului de pamflet. Noi putem face apel la dicționarul explicativ. Fata este numită curvă, prima dată. Da. Poate să fie metaforic, nu știu, poate care e sensul. Dom'le, acum nu știu cât de pamflet e, nu știu. Îl avem pe Alex Dona. Bună ziua, bună seara, Alex Dona. Times New Roman Managing Partner, sau cum să te denumesc? Poți să-mi zici așa, e ok, nu știm de unde. Da. Dar Alex Dona, înțeleg că veți, mă rog, ați primit această amendă pe care o veți contesta, probabil, nu? Evident. Dar fii atent că tocmai citeam că au dat chiar și cei de la ActiveWatch, au dat acum prin președintele lor, Mircea Toma, o analiză extraordinar de pertinentă și de bună, atât pe text cât și pe legislație invocată de CNCD. Atât și pe sex? A zis pe sex sau pe text? Că n-am înțeles bine. Păi nici eu nu tau foarte bine. Da. Așa, deci Mircea Toma a reacționat la această în favoarea voastră, cumva, încercând să vă ia apărare. Chiar recomand oamenilor să citească un pic articolul publicat acum de ActiveWatch, în care fac o analiză atât pe text cât și pe legislația invocată de CNCD, care îi cam demontează pe domnii de acolo. Care este argumentul pe care ai putea să-l desprinzi de acolo cel mai elocvent? Păi, în primul rând, ordonanța invocată de ordonanța 15 sau articolul 15, că sunt praf la legislație, după cum se vede prin proiectele noastre, în care, practic, CNCD-ul, invocând acel articol, își declină competența pe caz. Da, își declină, practic, aici? Este un talmeș-balmeș, Radu, acolo, din momentul de față. Eu am intrat astăzi cu domnul președinte de la CNCD, în câteva debate-uri live pe o grămadă de stații și de posturi. Dumnealui nu răspunde la nicio întrebare și sunt multe semne de întrebare. În acea zi s-au dat decizii pe un caz din 2017 vara și pe un caz de acum 21 de zile. De unde atâta grabă? A fost o reacție promptă, adică a fost o reacție foarte dinamică a celor de la CNCD și acum... Care nu te pune pe gânduri, fiind o instituție sub control parlamentar? Da, uite, l-avem, apropo că l-a invocat, l-avem și pe Ceaba Astaloș, domnul președinte al CNCD. Foarte bine, ne întâlnim din nou. Bună ziua, vă salutăm, ne auzim? Bună ziua, bună ziua din nou. Ne întâlnim și în alt context, deci, poate. Da, cred că trebuie să ieși și la o bere, că altfel nu, da, nu exact. Se mai poate. Da. Domnule da. Președinte, haideți să încercăm să răspundem câtorva întrebări, întrebări pornite de la criticile apărătorilor Times New Roman. În primul rând, dacă avem de-a face cu un pamflet, cum stabiliți regulile pamfletului, astfel încât să știți ce poate fi amendat și ce reprezintă libertatea de exprimare? Cred că sunt reguli destul de clar stabilite în jurisprudența din România și a Curții Europene a Drepturilor Omului. În primul rând, orice text sau orice declarație urmează o analiză pe anumite criterii. Eu am văzut textul de la ActiveWatch. Pe departe nu urmează acelea criterii stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, adică discutăm de contextul în care se emite mesajul, discutăm de conținutul mesajului, de intenția, de subiectul pus în discuție, dacă este de interes public sau nu, de calitatea celui care pune în discuție un subiect. Din cazul jurnaliștilor, întotdeauna libertatea de exprimare este mult mai largă. Da. De persoanele vizate, adică în acest caz persoane publice, unele chiar cu funcții politice, da. În acest caz este în favoarea jurnalistului libertatea de exprimare, pentru că ce e în defavoarea jurnalistului, vă rog să ne spuneți, pentru că e o amendă cu care ne întâlnim ceva mai rar. Modalitatea în care s-a realizat acea critică. Există domnul președinte, primare... domnișoara Irina Tănase, sau cum o cheamă, este persoană publică sau nu? Este persoană publică în interpretarea noastră. Bun. Parfum. Și atunci, da? Fiind persoană prin publică... Articolul pe care prin articolul pe care l-ați invocat, da. Dacă l-am citit bine cu toții, într-un fel nu prea se aplică. Este interpretarea dumneavoastră, eu încerc să vă dau criteriile după care se analizează limita libertății. Vă dați seama că nu este interpretarea mea, o să fie interpretarea instantei,
pentru că noi avem de gând să contestăm această discuție. Foarte bine, iar noi o să motivăm hotărârea noastră, pentru că noi am pregătit un raport asupra acestui dosar care a fost dezbătut în colegiu. Nu am luat o decizie după ureche, ci bun, după o analiză, domnul, pe aceste criterii. Permiteți-mi să intervin un pic cu o întrebare. Nu care cumva mai degrabă ar face obiectul acest articol, acest pamflet, să zicem, nu cumva face mai degrabă obiectul unui proces de calomnie, ceea ce urmează să se și producă, decât obiectul unui proces de discriminare? Adică mi se pare că mai sunt degrabă... Sunt două aspecte distincte. Răspunderea civilă în instanță în tocmai care de aceea am înțeles că există un proces pe rol nu este incompatibil cu răspunderea contravențională pe o posibilă faptă de discriminare. Este vorba de construirea unui proces pe baza unui CNCD care și-a depășit un pic atribuțiile. N-are nicio legătură procesul civil cu vreți să punem pariu că va fi invocat să vedem dacă am reușit să înțelegem argumentația celor două părți. Doar ca să vă ofer consultanță practic. Vă rog, apreciez. Decizia noastră nu este definitivă și revocabilă. Ea va parcurge două grade de instanță. Una este Curtea de Apel și una este în alta curte de casație și justiție. Așa. Iar până nu este definitivă, ea nu poate fi invocată în procesul. Am înțeles. Domnule președinte, cine a fost discriminat de articolul celor de la Times New Roman? Avem 5 petente care au făcut această plângere și ne referim la aceste persoane. Deci au fost discriminate niște persoane, dar discriminarea nu e, să spunem, de gen, pe criterii etnice. Individuală, da. Cum adică e discriminat? Care e diferența între a insulta pe cineva și a discrimina? Este vorba despre cum facem o critică despre femei. Ne pare rău, dacă articolul era despre toate femeile din PSD, vă pot să zicem, v-aș fi putut era o discriminare de gen. În momentul ăsta vorbim de 5 persoane extrem de publice, scoase la înaintare, dar făcute publice. În România, din câte știu, nu poți să-ți asumi o dublă personalitate. Când dorești să fii persoană privată sau când dorești să fii persoană publică. Am spus încă o dată că vorbim de persoane publice, nu este păi de state vorba, dar vorbim de un număr limitat, finit, cum a spus și dumneavoastră, de 5 persoane. În momentul care vorbim de 5 persoane, nu cred că se poate vorbi de discriminare. Putem cred să că vorbim, de mii de sau zeci de mii de femei. De o persoană discriminată, da? Deci o singură persoană în mod individual. Poate fi discriminată. Domnule, publică poate fi discriminată. Haideți să vedem cum funcționează acest principiu. De exemplu, dacă noi încercăm să stabilim o legătură telefonică directă cu un anumit demnitar și refuză să intre în direct la emisiunea noastră, la un post național de televiziune, îl putem reclama la CNCD pentru discriminare? În sensul că vorbește în altă parte? Nu sunt situații comparabile și nu... Nu, da, vă întreb pe această speță. Da, cum vă puteți pronunța? De ce? Radu, te rog frumos, hai să nu ne zicem o zonă de scandal. Eu, deci, sincer, cu domnul președinte, repet, de-a lungul zilei am avut o serie de discuții civilizate. Și eu vreau să păstrez acest deci, dialog. Și uite că de-aia reușit să... Pe cine a fost necivilizat până acum? Că nu înțeleg. Nu vrem să... Eu, unul cel puțin, nu vreau să mă duc în zona de scandal. Asta este zona... instanțelor unde ne voi judeca și... Păi nu niciun scandal aici, sunt câteva întrebări. În primul rând, haideți să lămurim lucrurile. Dar stai un pic, cam eu o întrebare, te rog frumos. Da, avem și noi câteva întrebări. Întrebarea ar fi în felul următor. Dacă urmărim prima pagină a publicației Charlie Hebdo, care e celebră, găsim elemente de o gravitate infinit mai mare la adresa unor persoane publice și a unor categorii sociale, discriminare pe criterii etnice, religioase și de orice fel. În Europa, Charlie Hebdo e considerat un exponent al libertății de exprimare. Charlie Hebdo, presupun că România ar fi trebuit să plătească amendă, nu? Vorbim de cazuri din toată Europa în care s-au folosit cuvinte extrem de dure și în care, fiind persoane politice și mai ales, bineînțeles, publice, nu li s-a dat dreptate pe situații similare. Alex Dona, mulțumim tare mult, înțeleg că mai ai o misiune de prezentat. Mai am o întrebare, te rog frumos, Radu, pentru că e o întrebare pe care o tot pun de dimineață și la care tot mi se refuză răspunsul. Nimeni nu înțelege, nici eu, nici activoaj, nici absolut nimeni, cum pot
eu să fiu dat în, să mi se dea amendă atât ca administrator al ca o firmă, da, care este firma mea, care administrează acest site, cât și ca persoană fizică. Care este implicarea mea ca și persoană fizică? La mine asta e un puzzle care mă uimește. Domnule președinte, dacă puteți oferi un răspuns. Da, din punctul meu de vedere simplu pentru mine răspunsul, pentru că eu am fost împotriva sancționării domnului Dona în calitate de administrator. Opinia majoritară a arătat că și un administrator al unei firme are obligații în acest caz în administrarea unei pagini de internet. În același timp cu firma, solidaritate cu firma, o pot înțelege, nu, dar firma este tot ca firmă. Dacă dumneavoastră aveți atribuții în zona de ce se postează pe un site, firma dumneavoastră, dar e o persoană juridică distinctă de o persoană de fizică. Dumneaca, ca persoană fizică, sunteți administrator într-o firmă. Eu sunt foarte curios de vedere a fost că nu aveți răspundere administrativă. Legăturile contractuale între toate aceste entități și responsabilitățile. Dacă le puneați la dispoziția colegiului, probabil că am nu a fost la dispoziția. Bun, deci a fost o greșeală amendarea. Radu, haideți să-l introducem în discuție și pe domnul Mircea Toma, președinte ActiveWatch. Bună seara, domnule Toma. Salută, bună seara. Vă ascultăm, domnule Toma. Înțeleg că a scris un articol, v-ați pronunțat în legătură cu această speță. Mă înșel eu sau în compania dumneavoastră se află și domnul președinte? Se află, da. Se află cu certitudine, nu vă înșelați. Îl salut cu maxim respect. Salut și eu. Și așa cum îl cunosc eu, va lectura cu sportivitate textul pe care l-am scris, care are ca titlu... oare e bine să spun titlul? Voi sunteți monitorizați de CNA, dacă nu mă înșel, da. Și la ora asta s-ar putea să fie... Și de CNA, și de CNCD, și de toate instituțiile statului. Nu, dar CNA are niște reglementări specifice apropo de copii, protecția copiilor, așa că am să evit înțeles. Să citez titlul. Da, rămâne recunoscător. Care despre felație și despre prostituție. Am înțeles. În interiorul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Am reacționat printr-un text care, al cărui mesaj în principiu este că CNCD și-a depășit competența judecând acest subiect. Dacă e să judece cineva ceea ce s-a întâmplat în articolul Times New Roman, acela este instanța. Justiția în baza codului civil. Dacă discutăm despre CNCD, trebuie să găsim discriminare în textul Times New Roman. Ori, așa cum este clădit textul și dacă este citit cu atenție și dacă sunt luate în calcul toate circumstanțierile, atunci nu este vorba despre discriminare. Din potrivă, decizia CNCD-ului este discriminatorie. Domnule Toma, ne-a spus președintele CNCD că 5 persoane au fost discriminate de acest articol. 5 lideri PSD. Aș dori să detalieze, domnul președinte, pentru că din ce am citit eu în decizia... Bun, nu este încă motivată decizia CNCD-ului, dar chiar așa fiind, nu am găsit niciun motiv ca elementele incriminante din discursul Times New Roman să poată fi asociate exclusiv femeilor sau care să poată fi considerate degradante numai pentru femei. Ori, deci, dacă hai să vorbim un pic mai concret, Mircea Toma, în legătură cu aceste, cu cele pe care le spui. Acolo era vorba despre, așa cum încercăm să ne exprimăm eufemistic, era vorba despre, cum să zic eu, să nu fie amendabil. Să nu fie o problemă, cum să zic eu. Vezi că avem o legătură telefonică cu președintele CNCD chiar în aceste momente. Chiar te-ai sfătui să fii atent la limbaj. Erau niște femei numite curve, asta cred că pot să spun, nu? Nu știu, dar ai spus-o de două ori deja. Dificultatea în această dezbatere este tocmai că nu putem să le dăm nici măcar textul ca să dezbatem. Da, dar eu am citit textul scris de ActiveWatch. Este o organizație pe care o apreciez. Au depus foarte multe plângeri, inclusiv cei de la ActiveWatch la noi. Sunt campion pe limita libertății de exprimare. O să avem o motivare pe aceste aspecte, condiția femeii în viața publică și stereotipul și prejudecățile care există față de femei în comparație cu bărbații, aceste prejudecăți și stereotipuri sunt evidente.
Dar aici și... este vorba de o jignire. Ideea este că nu înțeleg unde e discriminarea. Adică, Da, aprecia dumneavoastră că este o jignire. Da. În aprecierea noastră este mai mult decât o jignire. Păi, domnule președinte, nu aici se vorbește de despre... critica pe care o are dreptul să o facă orice jurnalist față da. De un politician. Domnule președinte, dar spuneți că e vorba de o discriminare la adresa femeilor și condiția femeilor în societate. Vă da. Citesc ce se poate cita din acest articol pe un post de televiziune. Asta eu pentru că absolut că toți cei 4.000 de PSD-și prezenți au insistat să-i ofere un sfat. Deci eu văd că nu se referă strict la femeile PSD-iste. Sunt incluși în această categorie, să spunem eu, a oamenilor slugarnici în raport de președintele uite, PSD și bărbații. Sfat. Și ce sfat e acordat? Nu puteți să spuneți pe post acest aspect. Aiați totuși să nu putem să facem o analiză fără diseminarea textului, iar la această oră și în public. Păi textul... uitați că am mai găsit un citat care vă contrazice că ar fi un articol defăimător la adresa femeilor. Toți membrii prezenți la congres au venit să mă felicite și să-mi dea un sfat legat de cum să... Mă rog, să fac anumite să mă lucruri... Felicite. Cine e să mă felicite? Să mă felicite o femeie. Nu, nu toți membrii prezenți la congres au venit să mă felicite și să-mi dea un sfat. Deci toți da. Membrii, inclusiv bărbații. Alo, continuați, vă rog, citatul, că este relevant. Mie păi nu poți să continui citatul la televizor. Mie ca femeie. Da, mie ca femeie au venit bărbații și mi-au dat așa. Sfaturi. Deci nu s-au dus femeile la un bărbat să-i dea sfaturi și ce sfaturi i-au dat? Elemente ce țin de viața intimă, absolut. Elemente ce țin de viața sexuală. Despre da. Asta vorbim. Da. Vorbim despre viața sexuală a unei femei care are o poziție publică tocmai pentru a umili femeia. Când vrem să umilim femeia care este în viața publică, aducem în discuție viața ei sexuală. Eu nu am văzut să fie adusă în discuție viața sexuală a unui bărbat. Păi e viața sexuală a femeii cu bărbatul respectiv. Adică e adusă în discuție și viața sexuală a domnului Dragnea. Modalitatea în care se realizează acesta. Am înțeles, dar dacă e vorba și de bărbați care vin să-i dea sfaturi privind viața sexuală, nu se înțelege că, că articolul e critic la adresa membrilor PSD, nu a femeilor din PSD? Știți, eu înțeleg că sunt ungur și limba mea maternă este maghiară, dar credeți-mă că sunt destul de bine antrenat în ambivalența limbii române. Dar asta purtăm și acest dialog. O ultimă întrebare, domnule Astaroș. Și nu discriminați acum ungurii sugerând că n-ar vorbi bine limba română. Vă rog. Mulțumim, Alex Dona, că te-ai simte la o emisiune. Domnule Astaroș, continuăm discuția cu ceilalți doi invitați. Totuși, de ce în cazul domnului Șerban Nicolae, care a produs o jignire similară, tot așa... Deci vă rog frumos, nu a produs o jignire similară, luați tot dialogul, tot contextul și o să vedeți că nu e... este vorba despre o jignire. Păi se făcea referire la tot la viața sexuală a unei femei. Nu, nu, nu. Uitați-vă în ce context și în ce limbaj. Mi se pare contextul mult mai... un factor agravant la Șerban Nicolae. E total diferit. Păi total diferit în sensul că e mai grav la Șerban Nicolae. Parlamentul României. Aici vorbim despre o publicație de pamflet. Întreg dialogul și putem să ne ascundem sub această idee de pamflet și facem acest lucru în spațiu public. Dar nu vi se pare că de ultimele decizii, cele mai recente decizii ale CNCD sunt extrem de dure cu presa și destul de îngăduitoare cu oamenii politici? Ne amintim cum doamna Dăncilă nu a fost obligată la putere. Da, nu a fost obligată să plătească nici măcar un leu după ce a folosit termenul autist în sens peorativ ca o insultă. Eu însumi am criticat ultimele decizii, admit că ridică o serie de aspecte pentru o dezbatere publică. Nu este ușor să stabilești limitele libertății de exprimare. Știți bine, în cazul Dăncilă am avut opinie separată, singurul care am avut opinie. Știu, domnule președinte, tocmai de aceea vă întreb pe dumneavoastră. Nu vi se pare că majoritatea colegilor dumneavoastră votează pe criterii politice? Pentru că au fost trimiși pe criterii politice în CNCD și dumneavoastră ați fost trimis tot din rațiuni politice. Dar mă refer acum la decizia și votul colegilor dumneavoastră. Nu aș generaliza, am văzut astfel de generalizări, putem să luăm speță cu speță, pot să argumentez acolo unde am simțit că există o abordare incorrectă, am dat curs. Deci ultimele decizii și dumneavoastră vi se par suspecte? Nu, nu suspecte, dar nu sunteți de acord cu ele. N-aș formula că mi se par suspecte. V-am spus unde am fost opinie separată, m-am exprimat și public. Cred că am fost extrem de clar. Bine, iar am înțeles. În cazul politicienilor, fiecare sancțiune care s-a dat, este motivată această sancțiune în fiecare caz.
Mulțumim, domnul Ceaba Astaloș, mulțumim tare mult. Mulțumim pentru intervenția. Domnule Mircea Toma, continuăm discuția. Sigur că pentru președintele unei instituții publice e dificil să pună în lumina asta unor decizii politice votul din instituția pe care culmea o și conduce. Dar vă întreb dumneavoastră, ca jurnalist... Trebuie să admit totuși că domnul Astaloș a păstrat bruma de onestitate în ultimele evenimente, ultimele cazuri. A votat altfel decât ceilalți membri ai Consiliului. A votat și secție și publică categoric. Acolo patinează ceva. Dar cum explicăm votul celorlalți membri? O slabă cunoaștere a democrației, a regulilor democrației, o comandă politică? Dacă mă lăsați să-mi exprim o opinie, eu cred că de la apariția unei vicepreședinte s-a modificat modul de funcționare al acestei instituții. Doamna vicepreședintă este, puteți face dumneavoastră investigație, este o persoană apropiată de județul Teleorman. Și am senzația că prezența dânsei acolo reușește să debalanceze un echilibru care funcționa în această instituție cu mici incidente. Ca să vă dau imaginea relației ActiveWatch cu CNCD. Noi în acest moment am intrat ca parte în două cauze în instanță, într-una de partea CNCD-ului, în alta împotriva CNCD-ului. Deci, și până acum CNCD-ul a acceptat o relație, cum spuneam mai devreme, sportivă cu noi, adică discutăm pe cauze, nu personalizăm situațiile acestea. Nu a... Ceea ce am făcut astăzi în text însă a îngroșat puțin ceea ce eu consider un fenomen periculos. Invităm oamenii, Mircea Toma, trebuie să luăm publicitate, invităm oamenii să caute textul, să-l citească, să se documenteze în privința asta. Mulțumim tare mult pentru intervenția, pentru intervenția și ta. Și textul publicat de ActiveWatch, desigur. Și textul, păi la textul acesta mă credeam că te referi la articolul publicat de Times in Roman. Nu, celălalt nu recomand, pentru că mie mi se pare de, la nivel de umor, mi se pare foarte slab, adică mi se pare mai degrabă avem timp să ne spunem și punctul nostru de vedere. Acum să ne spunem în 30 de secunde, adică noi citim Times in Roman des. Da. Chiar avem un dialog în emisiune cu mulți dintre autorii de pe Times New Roman. Nu e unul dintre textele amuzante lor, de pe Times New Roman. Nu e un text care să ne placă. Dar dincolo de interpretarea personală a umorului, e vorba de principiul libertății de exprimare. Vedem, a fost încălcată libertatea de exprimare a unui jurnalist, a unui autor, sau pe de altă parte a fost încălcat dreptul la imagine și demnitatea personală a unui om, fie el și politic, ceea ce îl face un om așa. Mai expus, ca să nu-l numesc altfel. Pauză și ne întoarcem cu ceva foarte, foarte tare. Bună România! Da, bună România, ne-am întors în direct, una dintre știri.